Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim astăzi despre ce se întâmplă pe linie rutieră în municipiu, în județ. Alături de mine sunt doi reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Buzău. În primul rând, ajunctul șefului IPJ Buzău, domnul comisar șef Valentin Mirică. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Și domnul comisar Remus Nicula de la Serviciul Rutier al IPJ Buzău. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră, și dacă îmi permiteți, spunem și noi la mulți ani, că anul acesta e prima emisiune, vorbesc de mine, când sunt invitat la dumneavoastră, și le urăm buzoienilor să nu fie implicați în evenimente rutiere. Așa să fie. Cum a început anul? La datorie, nu? Da, exact, chiar la datorie, față de anul trecut, când pe 1 ianuarie am avut primul accident în care o persoană și-a pierdut viața pe varianta DN285, anul acesta nu am înregistrat în primele zile ale anului evenimente rutiere cu persoane care au decedat. Noi sperăm că l-am început bine. Au fost evenimente grave, însă spre finalul lui ianuarie, din păcate. Acum, în ultima, din păcate, în ultima perioadă, vorbesc de ziua de vineri, foarte o lungă perioadă de timp, aproximativ 15-16 zile, noi nu am înregistrat evenimente rutiere în care au fost persoane decedate, pentru că acesta este targetul nostru. Ne raportăm la persoanele rănite grav și la persoanele care sunt implicate în evenimente și decedează în urma acestor evenimente rutiere. Dar, în schimb, am avut joi spre vineri, joi după amiază, vineri am avut aceste vineri dimineață, am avut aceste evenimente rutiere în care, într-un eveniment rutier, o persoană și-a pierdut viața. Transmitem și noi condoleanțe acestei persoane, acestei familii, că pentru acel copil de 2 ani care a decedat în acest eveniment rutier. Și dimineața, joi spre vineri, am avut iar un eveniment rutier, vorbesc de zona Costei Spătară, unde a fost primul eveniment, și zona Râmnicu Sărat, celălalt eveniment rutier în care două persoane au decedat pe loc. O să vorbim astăzi despre cauzele generatoare de accidente grave, care rămân cam aceleași de la an la an. Știu că aveți foarte multe acțiuni pentru a preveni accidentele și aș vrea să vorbim, domnule comisar șef, pentru început despre bilanțul pe care l-ați prezentat, un bilanț al anului trecut, pe linie rutieră în primul rând. Care e situația? Riscul rutier este unul din obiectivele și combaterea riscului rutier prioritare ale Inspectoratului de Poliție Județean Buzău ca în fiecare an. Și anul trecut am desfășurat, așa cum ați precizat dumneavoastră, o gamă întreagă de activități, atât în plan preventiv cât și combativ. Per total, accidentele rutiere la nivelul județului Buzău anul trecut au înregistrat o scădere de 14 accidente grave, însă am înregistrat o creștere la persoanele decedate cu 8 morți față de 2018. Au fost 51 de persoane decedate în urma acestor accidente rutiere. Iată că dacă per total accidentele grave au scăzut, am înregistrat această creștere la persoane decedate. Au fost acele accidente colective pe care cu siguranță telespectatorii noștri și le amintesc, au fost cu urmări deosebite. Aici vorbim despre accidentul din primăvară de la Bâlhacu, de la trecerea de cale ferată, unde am înregistrat 5 morți. Am mai avut un accident pe drumul european 85 în zona Limpeziș cu 3 persoane decedate, dintre care și un minor. Și au mai fost alte accidente cu câte 2 persoane decedate. Din aceste accidente, chiar dacă per total au scăzut, ni s-a adunat această creștere la morți. O creștere care vine în urma unor scăderi pe care noi le-am înregistrat în ultimii ani. Cred că au fost vreo 6 sau chiar 7 ani în care am înregistrat scădere la persoane decedate. Mi-amintesc că acum cam 8 ani, 9 ani aveam chiar 90 de morți pe șoselele din județul Buzău și am reușit în timp să scădem până la 43 în 2018. Iată că anul trecut, din păcate, am înregistrat acest plus 8 pe care sperăm anul acesta să îl diminuăm din nou, așa cum ați prezentat, prin acțiunile, prin activitățile preventive pe care le desfășurăm. În plan combativ, vreau să vă precizez că încă de la începutul anului și până în luna ianuarie, de fapt, am intensificat aceste acțiuni. Am avut aproape 6.000, peste 6.300 de contravenții constatate la regimul rutier. Avem deja cu 180 de permise de conducere ridicate, mai mult decât ianuarie anul trecut. Ce este îngrijorător pentru noi, nu ne dorim să constatăm aceste contravenții, nu ne dorim să lăsăm buzoienii fără permise de conducere, însă legea este lege și trebuie să fim prezenți acolo și să intervenim cu aceste măsuri, tocmai pentru a preveni
iată producerea unor accidente grave cu urmări nefaste. Care au fost principalele cauze pentru care ați ridicat atât de multe permise? În principal, viteza. Viteza neadaptată, viteza peste limitele legale. Ca un exemplu, ca să vedeți în ce condiții se circulă câteodată pe șosele, am avut săptămâna trecută o acțiune în care am cuplat drumul european E85 pe tronsonul de la Buzău către Râmnicu Sărat cu DG203K pe zona Vadupaj-Săgeata, unde și acolo am avut și avem accidente grave. Chiar anul acesta am avut un motociclist decedat pe acest tronson. În cadrul acțiunii am avut un conducător auto care a fost sancționat de 2 ori. Am avut radar în cascadă și a fost surprins de 2 ori, depășind limita legală de viteză cu peste 50 de km la oră. Deci odată a fost în zona Râmnicu Sărat, Oreavu, în afara localității, când a fost surprins cu viteză de 170, dacă mi-amintesc bine aminte, și apoi pe raza localității, Poșta Câlnău, de data aceasta, deci după ce a plecat de la echipajul nostru, după ce a fost sancționat, după ce colegii au purtat discuții în sensul preventiv, cu toate acestea, la nici 20 de kilometri, 15 kilometri mai încolo, a fost surprins din nou de aparatul radar și sancționat din nou. Deci, continuă acest condus agresiv din partea unor conducători auto care duce la producerea unor evenimente nedorite. Și cu această ocazie recomandăm conducătorul auto să adopte acest stil de condus defensiv pe care noi ne-l dorim și pe care insistăm, pornind de la momentul în care îți verifici mașina la plecarea la drum, la să-ți pui centura de siguranță. Pare un lucru banal, dar de toate studiile și toate accidentele, analizele care s-au făcut, au demonstrat că prin purtarea centurii de siguranță putem preveni un accident grav. Spre exemplu, la o viteză de 60 de km la oră, care nu pare o viteză mare, să spunem așa, neportul centurii de siguranță cu siguranță va duce la fracturarea coastelor. Corpul vine către volan, automat din acel impact coastele vor fi rupte. Pasagerul din dreapta cu siguranță va fi izbit cu capul de parbriz. Copilul care nu este prins în centură pe bancheta din spate cu siguranță va zbura prin parbriz. Sunt lucruri care sunt demonstrate, avem și imagini în sensul acesta produse din diferite studii. Pur și simplu trebuie să adoptăm acest stil defensiv, să ne luăm toate măsurile preventive, să păstrăm o distanță corespunzătoare față de autovehiculul din față pentru a ne putea reacționa și a putea frâna în condiții de siguranță. La fel și aici, o păstrare de siguranță față de autovehiculul care rulează în fața noastră. Spre exemplu, o distanță corespunzătoare ne asigură frânarea în condiții ok. Dacă nu suntem atenți la condițiile de trafic și cel din fața noastră frânează brusc, nu mai avem timpul necesar să frânăm și se produc chiar evenimente negative. De asemenea, vorbitul la telefon în timpul condusului s-a mărit sancțiunile pe această linie, se merge până la ridicarea permisului de conducere atunci când este în combinație cu altă contravenție. Ați avut astfel de cazuri în Buzău? Au fost și astfel de cazuri. Și aici, o întârziere care vorbim la telefonul, suntem atenți, e ca și cum ai conduce, să spunem, cu o imbibație alcoolică de aproape 1 la 1000, studiile așa au arătat, reacția noastră cam așa este întârziată, ca și cum ai conduce sub influența băuturilor alcoolice. Adică par lucruri minore, par lucruri care nu le băgăm în seamă de obicei la condus, dar atunci când rulăm pe drumuri cu o viteză considerabilă, de multe ori în afara localității 100 de km la oră, toate aceste lucruri contează și ne pot feri de accidente nefaste. Revenim imediat la bilanț, dar aș vrea să vorbim puțin despre acțiuni, pentru că știu, domnule comisar, că mergeți des în școli. În primul rând le spune celor mici, care, așa cum ne-ați povestit, de multe ori învață și pe părinți ce trebuie să facă. Ce acțiuni sunt în prezent? Foarte interesant, participat în localitatea Maximă la o activitate cu copiii de școală și copiii de grădiniță. Să spun așa, am mai spus și la dumneavoastră în emisiune, îi învățăm ABC-ul educației rutiere de când sunt mici, pentru că vor crește cu acest lucru. Sunt și învățătoarele și cadrele didactice în general se preocupă de acest aspect și cel mai bine este să mergem în mediul rural, pentru că acolo
contactul cu noi este foarte receptiv, copiii sunt foarte receptivi. Și la un moment dat, prin activitățile, chiar v-am spus în urmă cu o săptămână, am participat la două activități și am întrebat, sunt copii care, unde stați în momentul în care mergeți cu autoturismul, părinții vă aduc în față sau în spate, au fost foarte sinceri copiii și unii dintre ei au spus că ei conduc și mașina. Dar asta se întâmplă în mediul rural, sunt asemenea, adică pur și simplu părinții... Copiii de grădiniță și copiii de grădiniță îi țin în față la volan, da? Și că sunt sinceri, asta vreau să vă spun, îți și arată și te fac să înțelegi cum fac ei, nu ajung la pedale, dar atât manevrează volanul, părintele, de asta a spus că de multe ori copiii îi educă pe părinți, în loc să fie invers, pentru că de lucrul acesta noi toți spunem că suntem noi exemple pentru copiii noștri și asta trebuie să ținem, de asta trebuie să ținem cont în momentul când ținem copilul în spate, între scaune, ați văzut cum este așezat copilul ca să vadă în față, da? Pentru că tot timpul la o frână se poate întâmpla să iasă din parbriz, sunt atâtea spoturi în acest sens și vrem să educăm de mici prin aceste activități preventive. Mai mult decât atât, sunt cadre didactice care au făcut în unitățile de învățământ, să spun așa, lucruri practice, o intersecție, un sens giratoriu, un chiar mă duc cu semafor acolo ca să-i determin să vadă pe viu ceea ce se întâmplă. Deci învățați prin joacă, prin practic. Joacă, da, ați văzut că de multe ori asta trebuie să facem cu ei. Ne vorbim cu un telespectator și continuăm imediat. Bună seara, sunteți în direct. Se numără domnișoara Magda, toată stima domnului comisar. Domnul comisar, două aspecte. Un prim aspect, din câte știu eu din legislația rutieră, respectiv 328-795, se spune că parcarea pe trotuar trebuie să lase între perete și mașină un metru. Haideți să faceți o acțiune de asta pe pompilul Ștefu, pe asta unde practic nu avem pe unde să trecem. Ăsta e un aspect și deci trebuie să luați în considerare să ne oferi și nouă ca pietoni posibilitatea să ne deplasăm în siguranță, ca să nu mergem pe carosabil unde suntem claxonați și așa mai departe. Și doi, pe Patriei, venind dinspre ACR către Casa Albă, așa, sunt una, două, trei intrări unde nu sunt marcate cu trecere de pietoni. Și de multe ori, fiind chiar pe trotuar și încercând să trecem, ne fiind marcat, ne claxonează ca să nu ne angajăm în depășire. Unii din ei, nu toți, acum aș fi, nu știu cum să zic, majoritatea. În depășire sau în traversare? Da, în traversare. În traversare, deci mergând pe trotuar dinspre ACR către Casa Albă. S-a înțeles, s-a înțeles. Așa. Bun, sunt singurele întrebări, da? Presupun că acolo ar trebui în comisia de disciplină rutieră sau cum e la Palat să se facă trecere de pietoni, adică marcaj, nu altceva, că semafoare și așa mai departe. Bun, vă mulțumesc pentru intervenție, seară frumoasă vă doresc. Deci, în primul rând, cu parcarea pe trotuar, știu că poliția locală ar trebui să intervină cel mai des, nu? Da, acolo, într-adevăr, este permisă în anumite zone unde administratorul drumului public trebuie să permită. Deocamdată nu s-a luat măsura asta, țineți minte că sunt 2 ani de zile de când s-a introdus acest articol de lege că poți să parchezi autoturismul lăsând acest un metru, dar trebuie să fie permisă parcarea. Deocamdată nu avem interzisă pe trotuar, dar trebuie să respectăm. De ce nu s-a luat hotărârea? Urmează să se... De 2 ani de zile. Trotuar, da, pe trotuar ar trebui să fie marcată zona unde se poate opri. Și le e greu, și probabil. Și sunt foarte multe zone, probabil. Am înțeles că acum, de când cu numerotarea acestor locuri de parcare, se va rezolva și acest aspect. Rămâne la acest metru, da? Și atunci, în momentul în care nu există spațiu suficient de la roată până la marginea bordurii sau invers, la marginea carosabilului, atunci se poate sancționa acest conducător auto fără... A, deci acum nu se poate sancționa? Ba da, am spus, se poate sancționa dacă fără nu există acel spațiu. Exact, bun. Da, pe Pompiliu Ștefu probabil că știi situația, da, dar cred că sunt multe străzi care au trotuarele ocupate. Nu mai sunt foarte multe pentru că s-au înalțat bordurile și foarte greu le este conducătorul auto să ajungă pe trotuar, dar sunt locuri pentru că s-au creat aceste porțiuni de pe trotuar, să te poți deplasa cu un cărucior, cu, ați văzut, aceste persoane cu dezabilități, să poată să coboare și să urce
acest trotuar și să nu mai fie acolo bordura respectivă și pe acolo de obicei urcă autoturismele, profită de acest lucru. Dar sunt convins că administratorul drumului public va rezolva și această problemă. Nu poate imediat, dar în schimb în timp sigur va rezolva. Dar în momentul în care există autoturisme parcate, fără niciun fel de probleme, poliția locală poate să intervină și noi, Poliția Națională, dar lor le este mai la îndemână pentru că este atributul lor principal. Despre patriei, cu trecerile de pietoni. Există un sens unic în zona respectivă pentru că, așa cum a precizat și telespectatorul, nu putem să înființăm la fiecare colț de stradă o trecere de pietoni, da? Ce trebuie să înțelegem noi este că la trecerile de pietoni avem prioritate de trecere, dar la un colț de stradă, la un colț de intersecție, putem să traversăm strada, legiuitorul ne lasă să traversăm strada, dar nu avem prioritate de trecere. Aceasta este diferența între trecerea de pietoni și colțul acestei străzi. Deci, polițistul nu se sancționează, da? Dar dacă conducătorul auto ne permite traversarea străzii. Bun, acum aș vrea să vă mai întreb, că toți suntem la subiectul acesta, despre strada Ostrovului, acea stradă din spatele tribunalului, a cărui sens unic a fost schimbat, adică a fost inversat tot sens unic. Mulți dintre șoferi spuneau că ar fi fost mai bine să fie dublu sens acolo, nu sens unic. Ce le spuneți? Știți că a fost acolo dublu sens, se putea circula în ambele sensuri cu câțiva ani în urmă. Acolo, după cum și în emisiunea dumneavoastră, știți bine că am avut o întrebare aici și cu privire la prioritate. Știți da, bine da, că da. Era un, da. Se dează trecerea și un stop și le-am explicat și atunci că nu este foarte greu să înțelegi această intersecție. În schimb, am avut și o surprinderea să ies din spatele acestui tribunal, în zona baroului de avocați și să mă uit în partea stângă în condițiile în care au trecut două autoturisme fără să-mi acorde prioritate, eram cu mașina personală. Dacă eu nu eram atent, garantat era lovitura în partea șoferului și urmările au foarte tragice. Am pus frână, chiar odată am fost și cu băiatul meu, el conducea și i-am zis, te rog frumos, asigură-te că niciodată în momentul respectiv când i-am spus asigură, prin fața noastră, ca o nălucă, a trecut un conducător auto, chiar am luat numărul de matriculare și l-am identificat în trafic când am avut posibilitatea și l-am oprit, era o doamnă de fapt, și i-am explicat că în zona respectivă. Și mi-a spus pur și simplu, zice, credeți-mă că nu mi-am dat seama că am trecut prin acea intersecție. Da, erau da? Și sunt și mașini parcate în zona tribunalului, mulți nu-și dau seama că trebuie să acorde prioritate de dreapta, drumul pare cu prioritate, dar nu este. Acum? Și aveam o zonă de conflict acolo în care ne se întâmplau multiple tamponări, chiar și accidente, și din acest motiv s-a discutat în Comisia de Siguranță Rutieră de la Primăria Municipiului Buzău, s-a luat această decizie. Monitorizăm în această perioadă modul în care se desfășoară traficul în această intersecție și vom analiza după o anumită perioadă dacă s-a decongestionat sau dacă s-au creat probleme suplimentare și vom dispune măsuri în consecință tot prin această Comisie de Siguranță Rutieră. Era o zonă acolo și de aglomerare foarte mare în intersecția respectivă, practic și aceste auto care ieșeau din zona baroului, din spatele tribunalului, veneau tot în această intersecție. Se crea acolo de multe ori o aglomerare excesivă. Acum sperăm, mai ales că s-a dat drumul și la breteaua care vine din zona băncilor și acum iese direct în Bulevardul Unirii, sperăm să fie un pic deconstituționată zona acolo, așteptăm și vom analiza la momentul respectiv. Țineți minte că la începutul legislaturii acestea acolo a fost un sens giratoriu. S-au încercat diferite variante ca să, dacă e posibil ca aceasta să fie cea mai viabilă. Revenim la acțiuni. Îmi povestească că ați fost în școli. Ce acțiuni vor fi în perioada următoare? Bănuiesc că aveți un program de acțiuni pe 2020 ca să combateți cumva cauzele accidentelor. Da, față de anul trecut, că ați vorbit dumneavoastră la început de cauzele, principala cauza a evenimentului accidentelor rutiere, vorbesc de cele grave, este indisciplina pietonală, atât la nivel județean, cât și la nivel de țară. Sub cele două forme, traversarea neregulamentară prin locuri nepermise, aici vorbim locuri nepermise, trecerea de pieton și acest colț de intersecție sau colț de stradă, și pietoni aflați pe partea carosabilă, pentru că avem, ca în fiecare an, este imposibil să nu avem acești pietoni aflați pe partea carosabilă, cât în sacoșă, când găsești sacoșa cu ce avea în sacoșă, îți dai seama care este motivul pentru care ei se aflau pe partea carosabilă, la un impact cu orice autoturism aflat și într-o stare de o ebrietate
dai cu capul de asfalt și decedează pe loc acești pietoni. Deci asta este prima principală cauză generatoare de accidente rutiere. Următoarea cauză este viteza neadaptată, pentru că rămâne viteza neadaptată și avem și prioritatea auto. Culmea este și această neacordare de prioritate auto, cum am spus și domnul comandant aici, pentru că sunt reguli banale este o regulă banală de a respecta prioritatea de trecere, atât pietonilor cât și vehiculelor, și tocmai lucrul acesta nu-l facem. De ce nu-l facem? Nu-l facem din neatenție. Nu pentru că nu știm lucrul acesta, pentru că ignorăm această regulă de circulație. Dacă la pieton putem să spunem că se află pe partea carosabilă, că nu există trotuare, să spunem că nu sunt suficiente treceri de pietoni, aici nu mai avem același lucru. Conducătorul auto a făcut o școală de șoferi, a obținut niște deprinderi, a obținut un permis de conducere, știe ce are de făcut. Același lucru trebuie să facă și la o trecere de pietoni. Știm că acolo oricând putem să se angajeze în traversarea drumului un pieton care nu pur și simplu vede trecerea de pieton, consideră că acel trotuar este prelungirea, trecerea de pieton este prelungirea trotuarului și atunci nu se asigură. Da? Și asta, de asta se întâmplă aceste accidente rutiere. Dacă noi suntem mai conștienți că sunt foarte multe pericole și ne și apărăm, să știți că nu vom mai înregistra, că scopul nostru acesta este. Nu faptul că avem 1000 de permise, 2000 de permise mai multe anul trecut față de anul acesta. Nu. Până noi ne interesează această statistică în care trebuie să diminuăm numărul persoanelor decedate din evenimente rutiere, numărul persoanelor rănite grav din evenimente rutiere. Gândiți-vă că pe anul trecut în evenimente rutiere au fost 1380 de persoane care au decedat, au fost rănite grav, au fost rănite ușor din evenimente rutiere. Nu cred că este vreo boală în lumea asta care să provoace atâtea traume. Da? Pentru că și o mână ruptă, și o fractură de coastă, și o fractură de claviculă, tot suferi după aia. De aceea trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Chiar avem câte o statistică cu cât a crescut parcul auto, cu cât au crescut posesorii de permis de conducere. Și atunci ne putem da seama de ce se întâmplă atâtea evenimente rutiere. Cum în bilanțul noastră, știu că sunt prezentate și datele acestea, foarte multe mașini în plus și multe permise față de anul trecut obținute de buzoieni. Într-adevăr, ca în fiecare an, de la an la an, parcul auto este în creștere. Anul trecut am avut o creștere de aproximativ 11.000 de noi autovehicule în parcul auto de la nivelul județului Buzău și peste 4.000 de posesori de permise de conducere. Noi, da? Noi posesori de permise de conducere. A crescut numărul acestora. Este clar că acest lucru conduce la o creștere a riscului rutier în condițiile în care infrastructura nu a cunoscut îmbunătățiri substanțiale. Noi, polițiștii, suntem la aceeași schemă de funcționare. Încercăm prin activitățile pe care le desfășurăm și o prezență activă în trafic să combatem aceste cauze generatoare de accidente. Pe lângă cele care le-a enumerat Remus, aș mai vrea să amintesc și bicicliștii care anul trecut ne-au dat 9 accidente grave cu 2 persoane decedate. Am avut chiar și biciclist care a decedat, iar printre lucrurile personale care le avea asupra lui, în sacoșe, avea chiar și vesta pe care noi o distribuisem la una din activitățile preventive. Ceea ce ne conduce la gândul că degeaba mergem, vorbim, dacă cetățenii, în calitate de atât de conducători auto, de bicicliști, de pietoni, nu sunt atenți la modul în care se deplasează pe șosele. Chiar și ca pietoni. Este noapte, este ceață, câteodată plouă, burniță, e îmbrăcat în negru. E foarte dificil de observat de către conducătorii auto, mai ales în momentul în care din sens opus ți se apropie un vehicul cu lumini, ai tendința să te dai un pic pe partea către marginea drumului și atunci inevitabil pietonul, dacă nu-l vezi din timp, care o vestă pe el, care ceva care să-ți atragă atenția, de asta se și produc multe evenimente negative. E bine să tot repetați recomandările acestea, că poate până la urmă vin în minte exact în momentul potrivit. Sper să nu le mai uite participanții la trafic. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute.